Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp au fost implicați într-un scandal uriaș în urmă cu două zile, atunci când cei doi s-au întâlnit în fața casei impresarei, acolo unde au început să se ia la ceartă, iar rapid lucrurile s-au transformat într-o bătaie în toată regula. Cei doi au început să se bată cu palmele, cu pumnii, s-au tras de păr și s-au lovit peste față, iar nu doar Laurențiu Reghecamp a ieșit puțin cam vânăt din acest scandal, ci bineînțeles și impresara, care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Astfel, conform surselor Spy News, Ana Maria Prodan ar fi ajuns și în această dimineață la Spitalul Floreasca din Capitală, acolo unde i s-ar fi oferit îngrijiri medicale, urmând ca ulterior aceasta să meargă la IML pentru a-și scoate un certificat medico-legal în urma bătăii de vineri seară. Potrivit Spy News, Ana Maria Prodan ar avea acum piciorul în gips, după loviturile aplicate de către Laurențiu Reghecamp în urmă cu două zile. Totodată, impresara ar avea și mai multe vânătăi pe corp, iar brațul i-ar fi imobilizat. Cu toate că vineri a oferit o serie de declarații, iată că la acel moment, fiind vorba de adrenalină, durerile nu erau atât de mari, însă ulterior Ana Maria Prodan ar fi început să se simtă din ce în ce mai rău și a mers la spital. Imaginile bătăii au apărut pe internet la scurt timp după agresiunea din stradă, iar în clipurile video văzute de toată lumea se poate observa cum încă soțul ei, Laurențiu Reghecamp, o lovește cu pumnii, o împinge, iar impresara cade la pământ. Totodată, aceasta e trasă de păr, lovită peste față cu palma, asta în timp ce ea l-a lovit pe Laurențiu Reghecamp cu un pumn în față, dar l-a și mușcat, semnul de la ochi fiind vizibil în fotografiile de ieri de la botezul fiului antrenorului și al Corinei Caciuc. Acum rămâne de văzut ce s-a va întâmpla, dacă cei doi ar urma să plătească pentru ceea ce s-a întâmplat vineri seară, însă trebuie să știți că Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp nu mai au voie să se apropie unul de celălalt, fiind emis un ordin de restricție. După scandalul agresiv pe care l-a avut cu Ana Maria Prodan, încă soția lui, antrenorul de fotbal și-a creștinat fiul cel mic. Liam Simeon a fost botezat la o biserică din capitală, iar părinții lui și invitații au avut parte de o petrecere pe cinste. Semnele scandalului cu impresara se văd încă pe fața lui Reghe. Laurențiu Reghecamp și-a refăcut viața alături de Corina Caciuc, la scurt timp după despărțirea de Ana Maria Prodan. În urmă cu 4 luni, tânăra a adus pe lume un băiețel, iar duminică a avut loc creștinarea lui. Liam Simeon a fost botezat, iar părinții săi au fost emoționați la marele eveniment. De asemenea, Reghe și Corina au făcut chiar și o poză de familie. Chiar dacă duminică așa botezat fiul și a avut parte de un eveniment special, Laurențiu Reghecamp și-a făcut apariția la creștinarea lui Liam cu ochiul vânăt și buza spartă. Vineri, antrenorul și încă soția lui, Ana Maria Prodan, au fost implicați într-o altercație serioasă, în urma căreia Reghe s-a ales cu un ochi vânăt. În câteva imagini se poate observa că acesta are ochiul vânăt, chiar dacă a purtat ochelari la botezul fiului său. Impresara și Reghecamp s-au prezentat la poliția Snagov, vineri seara, acuzându-se reciproc de agresiune. După audieri, polițiștii au emis 2 ordine provizorii de protecție și au deschis 3 dosare penale. Un nou scandal uriaș între Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp.
Aflați în prim proces de divorț, foștii soți au ajuns seara trecută la secția de poliție, după ce s-au luat la bătaie în casa în care locuiesc Ana Maria și copiii. Atât Laurențiu, cât și Ana Maria susțin că sunt victime și că celălalt a pornit scandalul. Bineînțeles, fiecare dintre ei a depus plângere la poliție și ambii au cerut ordin de protecție împotriva celuilalt. Scandalul dintre cei doi ar fi pornit aseară, după ce Laurențiu Reghecamp ar fi mers la vecinul fostei soții să îi lase invitația pentru botezul copilului pe care i-l-a dăruit noua iubită. Antrenorul ar fi fost băut și ar fi intrat, fără să anunțe, în casa Ana Mariei Prodan să-l vadă pe Laurențiu Junior, fiul celor doi. Scandalul s-a încheiat la secția de poliție. Ambii au depus plângeri împotriva celuilalt. Primul a ajuns la poliție Laurențiu Reghecamp, însoțit de șofer. Ana Maria Prodan l-a urmat, după numai două minute, alături de fiii săi și de una dintre fiicele din prima căsătorie. Înainte însă, impresara sunase și la 112, potrivit unui comunicat al poliției. Ambii au reclamat că au fost loviți de celălalt. Impresara și antrenorul s-au ales cu ordine temporare de restricție pentru următoarele 5 zile, timp în care nu au voie să se apropie unul de altul. Și s-au ales cu dosare penale pentru violență în familie. Nu este prima dată când Ana Maria Prodan este implicată într-un astfel de scandal. În urmă cu 3 ani, la finalul unui meci de fotbal, impresara i-a aplicat o directă și antrenorului Dan Alexa. Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp au fost căsătoriți 15 ani și au împreună un copil, iar de anul trecut se află în proces de divorț. Dacă ne temem pentru viața noastră, nu ajungeam să vină Laurențiu Reghecamp duhnind de alcool, abia se ține pe picioare. Poliția nu vrea să ia probe de sânge, nu vrea nimeni să facă nimic. A venit, cum o să-l vedeți cum iese, și a început să înjure, mi-a înjurat. Finul a dat în fin că l-o moară, ne amenință cu moartea pe toți. El e Laurențiu Reghecamp, nașul lui, domnul Dobrescu, mă bagă la pușcărie. Ana Maria Prodan spune că fostul soț a venit să-și ia copilul cu forța și a început să o amenințe. La scurt timp s-a pornit o bătaie în toată regula. A intrat în casă fără acordul nimănui, direct, prin nefracție. Uite așa. Și cu șoferul dumneavoastră, nu? I-a rupt tricoul, l-a amenințat cu moartea, cu domnul Eugen, l-a zgâriat, m-a băgat între ei, l-am împins, l-am luat, am încercat să-l cunosc de 16-17 ani, știam ce se va întâmpla, am înregistrat din prima secundă, audio și video, fiul meu a înregistrat video, tot dacă încerci să dai în mine, tu ce crezi că pățești? Logic. Dacă tu dai în mine, mă strângi de gât, dai cu pumnul în față, căciuni, sari în mașină peste el.